Mai ales că nu e foarte tânăr. Bun, ok, Ștefănescu este încă un jucător tânăr, dar nu este acel profil de fotbalist pe care îl transfera Becali pentru a fi vândut. În august face 26 de ani. Iată la minge, a primit de la Antui, continuă Nana Antui, greșește centrarea, ajunge mingea la Baba Al-Hasan! Și este gol! Miculescu, Fanionul stă. O minge respinsă de portarul Lefter. Miculescu în poziția de vârf pare să îi dea dreptate până acum Meme Stoica. Eu nu sunt convins că nu e offside, chiar dacă tușerul a sprintat spre centrul terenului. Stai să așteptăm reluarea. Florin Maxim, să nu uităm că în finala cu Oțelul, Corvinul a revenit de două ori, de la 0 la 1 și 1 la 2. O fază care a început de la cursa lui Nana Antui, mai devreme chiar. Acesta i-a pasat lui Ștefănescu, Nana, Băluță. Da, nu, nici vorbă. Și e foarte acolo, bun, și Baba Al-Hasan. E Manolache acolo câțiva metri în spatele pe jur de linie și parada lui Lefter nu era. Putea să înscrie Baba Al-Hasan. Miculescu înscria și primul gol al FCSB-ului sezonul trecut. Craiova. În acel meci de la Târgu Jiu cu FC Craiova. Așa. Același mod de a se bucura din finalul sezonului trecut pentru cei de la FCSB. O horă băiețească, așa.